Nicolae Bodgros ne-a oferit un interviu exclusiv după mult timp în care nu a mai vrut să apară, nu poate trece peste moartea soției și a decis să trăiască singur. Mai mult, și-ar dori să se mute într-o casă departe, sus pe munte. Dumneavoastră, cum mai sunteți sufletește? Vă întreb că ultimii ani nu au fost deloc buni. Se simte și în seara, se simte și în cântare, se simte mai multe lucruri. Dar ce să vă spun, mergând astăzi încoace la Vâlcea, am văzut niște locuri unde am fost totdeauna cu soția împreună, iar astăzi am venit de unul singur. E greu, e foarte greu, dar... M-a trezit multe amintiri acel loc. V-am văzut așa puțin abătut când ați pășit. Chiar dacă vrem să spunem noi că vremea mai lecuiește, mai face nu știu ce, nu e așa, nu prea este. Deci vremea trece mai mult, greutățile sunt mai mari. Dar trăim viața așa cum este. Trebuie să o trăim, fiindcă avem nepoți, avem copii, avem în urma noastră orchestra, muzica, spectatorii, milioane de spectatori. Trebuie să trăim pentru ei. O perioadă am stat cu Cornel. O perioadă am stat la Cornel, acum sunt acasă. Sunt mai greu, amintirile sunt mai mari. Dar încerc să mă deprind acasă, încerc să mă deprind, să rămân cu amintirile soției, fiindcă dacă am să schimb apartamentul, eram de o părere, l-am început, că să schimb apartamentul, să fac nu știu ce. Acum am găsit de cuvință că e mai bine să stau aici. Aici sunt mai multe amintiri, mai mult îmi amintește de ea, mai mult ei la sufletul meu decât să mă duc în altă parte. Eu iubeam foarte mult crizanteme, eu iubeam în contra, alte flori, dar ea totdeauna îmi spunea crizanteme. La 8 martie, la ziua ei de naștere, la sărbători mari, îi aduceam crizanteme, buchete întregi. Acum, aceleși buchete le duc la cimitir și e cam greu. Este greu să acceptați singurătatea? Nu știu dacă cineva... Cred că este mai există lume singură pe lume. Eu uneori treceam prin munți și vedeam câte o casă undeva, o casă singură. Și mă miram faptul, cum omul să trăiește acolo singur? Dar acum mi-aș dori și eu să trăiesc undeva singur, să fiu în singurătate, fiindcă singurătatea îți amintește de mai multe lucruri. Când vii la o petrecere sau la un spectacol sau în altă parte, este mai greu. Pentru că acolo e lume mult, acolo e altceva, e altă mișcare. Dar mișcarea de acasă îmi amintește totdeauna de lucruri cele mai importante din viața mea. Ce valorează cel mai mult pe lumea asta? Cred că familia este unică.